anul 2018 am fost la mandat la Brașov de revenirea festivalului Cerbul de Aur după o pauză de 9 ani, de evenimente sportive de talie mondială, dar și de faptul că vom avea aeroport după 20 de ani de așteptare. De asemenea, Brașovul a șocat România și prin două evenimente de o violență rar întâlnită până acum. Crossul 15 noiembrie, o competiție emblematică pentru Brașov, a devenit anul acesta internațional. 1200 de oameni au participat la eveniment, printre ei și atleți de talie mondială. Competiția comemorează în fiecare an revolta anticomunistă a muncitorilor brașoveni de la uzina Steagul Roșu. Anul acesta startul s-a dat chiar în fața secției 440, unde a început revolta. Traseul crossului este același urmat de muncitori în 1987. Anul 2018 a marcat și reluarea lucrărilor la aeroport, după ani întregi de pauză. Va fi singurul aeroport construit exclusiv de autoritățile locale, după ce guvernele din ultimii 10 ani au refuzat să finanțeze investiția. Consiliul Județean a împrumutat 200 de milioane de lei pentru aeroport. Cel mai scump este terminalul de pasageri, care va costa 39 de milioane de euro. Primul avion va decola de la Brașov în 2020. România a fost șocată în luna martie de triplul asasinat de la Brașov. Florin Buliga, un bărbat de 43 de ani, și-a înjunghiat soția și cei doi copii în timp ce aceștia dormeau. S-a predat la poliție și a spus că nu regretă nimic, pentru că și-a trimis familia într-o lume mai bună. Era drogat în momentul crimelor. Procurorii cer închisoare pe viață, iar procesul se judecă la Tribunalul Brașov. Dar și la împlinirea a 50 de ani de la prima ediție. Bugetul din anul acesta a fost unul impresionant, respectiv 6 milioane de lei. Pe scenă au urcat atât de talie mondială, dar recitalurile care au impresionat au fost cele susținute de James Blunt, dar și de lidera trupei Pussycat Dolls. Cazul unui bătrân de 64 de ani care a fost bătut strunt într-un pasaj din Brașov a șocat întreaga țară, dar i-a unit pe oameni. Imaginile de o violență rar întâlnită, în care bărbatul este lovit de numai puțin de 21 de ori în 38 de secunde, au făcut în vojul țării și au apărut și în presa internațională. Bătrânul, Dumitru Neculai, abandonat de familie și bolnav de Alzheimer, a povestit cu lacrimi în ochi ceea ce i s-a întâmplat. Între timp, românii l-au ajutat. Medicul Vasi Rădulescu a inițiat o campanie prin care s-au strâns 100.000 de lei, iar acum bătrânul are o nouă casă și parcă a întinerit cu 10 ani. Între timp, cei doi agresori au fost condamnați.